Este normal să avem un comitet executiv național care s-a raportat executivul la această foaie de parcurs și la obiectivele din programul de guvernare, să vorbim despre ceea ce vom face cu cele trei portofolii, remaniere sau restructurare. Eu sper să-i conving pe colegii din biroul, din comitetul executiv, ca să nu mergem pe restructurare, deci îmi mențin punctul de vedere. Reacția premierului vine după ce președintele PSD Liviu Dragnea i-a transmis marți un avertisment șefei guvernului să nu uite pentru ce a fost pus acolo. În replică, Viorica Dăncilă i-a transmis public lui Liviu Dragnea că nu este frică de faptul că și-ar putea pierde funcția. Veți respecta decizia CEX-ului oricare va fi ea? Vom discuta în CEX. Nu mi-este teamă. Întotdeauna când te duci și pe o funcție, știi că va veni și ziua în care pleci. Dar în momentul în care pleci, trebuie să ai certitudinea că ai făcut ceea ce trebuie. Claus Iohannis face o declarație în această după-amiază la Palatul Cotroceni. Colega mea, Mădălina Ignat, ne spune care ar putea fi temele abordate de președintele țării. Te ascultăm, Mădălina.